Bună seara de data asta. Sper că ne auzim, pentru că bate vântul extraordinar de tare, ca în fiecare marți, cum v-am obișnuit deja odată. Vine vlog cu mâncare. Mergem la un restaurant din Denia. Da. Chestii interesante cu scoici, cu melci, cu nu știu exact. Dar are și vită pentru mine, ceea ce este bine. Sperăm ca acest vlog să apară cât mai devreme, ca să nu vă facem foame la piețe noapte. Sau dacă n-ați mâncat, aia, închideți acum. Ideea e că am făcut rezervare acum la apus, pentru că e foarte mișto priveliștea. Și noi am parcat... Ia uite-o. Uite-o acolo, pe malul mării. Și restaurantul e aici, undeva la 500 de metri. Cum se numește restaurantul? Republic Denia. Și aici pe partea asta este portul cu bărcuțele și aici plaja. Și nu știu să vedem muntele. Hola. Tenemos una reserva, Ana María? Ana María, ¿cuántas personas? Dos. Aici? Stăm așa, unul în fața celuilalt, da? E drăguț rău restaurantul. Foarte multă lume. Dar și uite, avem masă aici. Uite ce priveliște avem, ce masă avem. Foarte drăguț, foarte tare. Și multe la spate acolo. Cerut meniu în engleză, că na, să fie. Ce servim? Păi eu vreau neapărat stridi. Stridi. Să-mi iau surf and turf sau să-mi iau vită direct? Eu aș zice vită. Și luăm și niște patatas, da, con mojo? Da, că au cu sos roșu. Patatas con mojo picon. Am comandat. Ne-a luat prea repede și n-am pus camera să filmeze. Ne-a luat repede așa. Mă rog, am vorbit în spaniolă prima oară, după aia ne-a dus meniul în engleză, că așa am zis, hai adu-ne în engleză, că să înțelege și noi o treabă de acolo. Acum ne-am vorbit în engleză, am vorbit așa jumate și engleză mai spaniolă. Mai complicat cu spaniola când te citești mâncăruri. Trebuie să și înțelegi ce e acolo, ce, da, ce ingrediente sunt, ce... Mă rog, o să vă povestim pe parcurs ce am comandat. Nu, nu știu exact ce am comandat, ca de obicei, dar vedem. Mâncare, comandă. Am luat o bere momentan și vedem. Poate o dăm pe vin și mai și apă, nu mai am vișii, nu mai... Am scăpat de apa aia, vișii. Da, asta ce dar e? Dar să știi că aici, aici în Denia, este amintat în provincia Alicante. Am scăpat și de Valencia. De valențiană. Câte una, așa, să nu mănânci prea mult, te îngrași. A dat tata un coșuleț ca lumea de pâine. Ce e aici? Ceva brânzică, nu știu. Taie aia pe jumate și dă-i bice. Mamă, frige. Taie. Nu știu dacă poți să faci sandwich din ea, dar nu, e șmecherie rău asta. Așa niște smântânică. Ce e asta? Nu știu. O chestie. Nu-mi idee. Pare șofran. Dar e mișto rău pâinea. E caldă. Iar șalatana mizerii de asta. Dar de data asta ci că sunt de alea șmechere, de alea bune. Hai, ia o prostie de asta. Ei mi-a luat ceva, tată, ceva frumos. Un platou așa de hamon iberico. Și cu puinică, cu roșii, eu, mă, am nebunit. Ia să vedem. Asta ce spanac mai e? Aia nu știu. Ia să guși să-mi zici ce e. Da. Astea știu că ar trebuia să le sorb așa, dar nu o să fac asta. Doamne, cum arată! Scrieți-ne în comentarii cui îi place așa ceva. Da. Da. Omul celeresc. Nu vă uitați. Acelerește, hai. Aștept să văd reacția ta, ce să... Asta e fața mea. Niciodată nu o să mă vedeți pe mine muncând așa ceva. Niciodată. Așa ceva, niciodată. Am mai încercat eu prostii, dar așa ceva... Asta n-am reușit să-l fac să probeze. Nu. Să probeze. Ia, yeah, ce e? Ceapă, cred. Ceapă? Da. Nu mă interesează. Hamonel, ia uite-l pe hamonel. Așa, da, da. Fii atent ce fac. Îmi iau o pâinică de-asta. Ia uite-o.
pun puține roșii pe. Dar ce faci cu hamurul meu? E tușer. Da, e para compartir. Așa, nu știu, hamon. Mamă, mamă, ce mâine. Și moale, așa. O nucă. Asta e mâncare. Nu. Bună. Bună, rog. Vezi, vezi dacă are glu? Da, uite-l așa. Cum e hamonul? E bun, e foarte bun. Este tăiat atât de subțire încât bate vântul și ni-l ia de pe... mi-l ia din mână, mi-l ia din parfurie. Dacă îl las ne... Da, da, e foarte bun, ce nu înțelegi. Ne supravegat. Da, e tăiat așa. Scoicile e foarte bune, dar scoicile sunt mereu bune. Adică... Sure. Of course. În Spania mânca scoici bune. Yes. Nu știu. Aș plăti să te văd că încerci. M-aș prăpădi de râs. Depinde cât plătești. Că poate m-aș mai gândi. Pentru cât ești dispus? 1000 de lei. 200 de euro. Bine. Trebuie să fac 200 de euro. Hai că nu e nerezonabil. Da. Dar am bani, am cash în portofel. Nu, că ești banii noștri. Nu. Și atunci ce-s la mine? Te duci, moare. Muncești, cât timp dorm eu, adică nu mi-ai din timpul meu cu tine. Cât timp dorm eu, muncești, extra, faci 200 de euro și mi dai și mănânc. Deal? Ce pot să fac când tu dormi? OnlyFans, ce pot să fac? Nu știu, treaba ta, da. E problema ta. Zboră punctele de pe masă. Mi-am comandat frunze sau am comandat hamon? Deci ia frunzele înapoi. De fiecare dată când venim în port, mai e așa un drive de asta, așa, să ne cumpără și noi o bărcuță. M-a întrebat dacă mai avea o bere, dar nu mai vreau o bere, mi-am luat un pahar de vin roșu. Merge da. La vită roșu, nu? Da. Așa, cred că așa merge. Asta trebuia să mi-o pun așa frumos pe poale, nu așa? Nu mai faci așa. Sau așa. A? Cum trebuia să fac asta? E bine și pe poale. Nu știu, la mine la birtul din sat n-avea de astea nici pe masă. Eu nu beau vin roșu, dar ce mi-a atras atenția este că miroase foarte fructat când a adus paharul. Pasa-l-o bien, Bobo. Nu e atât de dulce? Păi și simt... Ce simți? Nu înțelegi tu. Trebuie să vorbesc cu un cunoscător ca să înțeleagă. Asta e prost, dar nu știi. Așa o fi. Try it. Pim. Și asta nu e comandată. Nu e comandată, vezi ce e. Asta vine din partea casei. E sorbet de ăla sau ce e? Nu știu, gustă tu, că mie mi-e frică. Mi-e frică că mă fac de râs, mi-e frică că trebuie să aștept friptura și eu bag în mine ca grasul ce mi-a lăsat. Da, e de la. Ce, sorbet de la? Da. Păi ce mi-a lăsat acum la jumătatea mesei? Să speli gustul. Este pentru a spăla gustul între mese. Între felurile de mâncare, da? Am luat așa, o friptură de vită, ai zis, da, că am luat. Asta ai luat? Că nu mai știu. Așa, parcă, da, așa mi-am duc aminte. Făcută? Octopus cu da. Articioc. Cu carciofi. Deci, eu nu înțeleg. Uitați-vă la vlogurile noastre cu mâncare. Eu îmi iau întotdeauna ceva ce seamănă mâncare, tu ții numai chestii, nu știu. Mâncare? Nu știu. Look, mâncare? Aia nu-i mâncare, nu știu, ceva ce, nu știu. Mâncare, aici mâncare. Da, cine a luat mâncarea aia? Mâncarea asta, mâncarea asta și cu mâncarea asta. Eu și cu mine. Hai să vedem, nu? Hai, gustă caracateță. Uite, yes, ți-am adus un cartof, vezi? This is mine. Ne-am panicat un pic. E ceva de capul ei sau? Deci e că nu-ți place caracateța, că-ți place... Prefer calamarul. Cum le zice la calamare, așa. Prefer calamarul, e foarte bună. Nu e cauciucată, așa, e foarte bună. Da? Mhm. Parcă-ți schimbi ideea. Să cer caracații.
Mă rog, restaurantul arată super bine, știi, adică... Dar nici aici n-ai... Aia frig, da. Dar nu știu unde este Moho Picon, e pus peste ei așa? Da. Noi tot încercăm să găsim pe aia din Tenerife, dar nu ne iese deloc. Mi-am comandat friptura de vită cum nu-mi place mie, adică medium. Da, așa trebuie să mănânci. Și dacă nu-mi place, zic... Iar te-am obligat să mănânci prostii. Da, eu n-am comandat varza asta, pătrunjelul ăsta, ce ăsta, trifuiul ăsta, eu n-am comandat trifuiul ăsta. Ce caută trifuiul ăsta la mine pe carne, eu nu înțeleg. Ce ciupercuțe bune e acolo. Arată cam cum le văd eu pe alea pe TikTok, ar trebui să arate, da. Ah, ce-o mănâncă nasul, iau bătaie, Dana. Tu acolo îți faci research-ul pe TikTok? Da. Să mă încumet? Îți dau șervețel? Vomiți? Mm. Nu chiar. Mm. Mergea un pic mai făcută. Da? Mm. Azi în papă, așa cum sunt. Mm. Papă, sunt buni. Măcar nu o să mor de foame. Mai băgăm o fisă, da? Mai băgăm o fisă, da? Hai să băgăm un sos de ăsta. Poți bagă sos de ăsta? Ce sos e ăla? Sos, n-ai tu treabă. Scrie? Vrei să scot meniu? L-am pe telefon. Nu? E bună și e moale. Adică nu e tare, nu trebuie să rozi, rozi la ea. Știu că ție îți place mai făcut. Nu fi supărat. Nu fi supărat. Îți dau caracadiță. Dacă ți-e foame. Dar te rog, mă lași să-ți dau o bucățică să goști? Da. Da, hai să-ți dau eu o bucățică de vită întâi să guști. Hai. Ia. Ia vezi. Dar nici tu mănânci tot well done și tu. E bună. Dar și pentru mine ar fi mers un pic mai făcută. Da. Nu, noi tot. Dar să știi, am mai mâncat odată, făcut așa de dimineață. Așa? Și asta e ok, e ok. Da, e ok, e bună, merge, e bună, dar mergea mai făcută. Da. Ia să vedem ciupercuța asta. Ia vezi ciupercuța asta. Mm. Hai că ciupercuțele sale tare. Sunt bune? Mhm. Bine. Sunt calea pe care mi le-am luat eu din Lidl să mi le fac. Da, exact. Stare tare ciupercuțele, ți-l las ție. Dar hai te rog să încerci. Hai, dă-mi o bucățică de ea, hai, dă-mi. Dar nu așa mare, dă-mi... Ba da, așa mare. Nu da cu oațe, cu de-alea. E foarte bine făcută. Da, vezi, facem schimb? Mm-mm. Nu mă înțelegeți greșit, am mai mâncat și o caracație la viața mea. Dar asta e cea mai bună. Și cam în Grecia. Am tot încercat să-mi iau, dar n-am găsit una făcută bine, făcută corect. Nu. Dacă nu faci bine, dacă nu o faci bine, e așa, cauciucată. Da, 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 exact. Ca și vita, de altfel. Da, e făcută perfect, caracața. Da, ales bine. Și articiocul ăsta ai gustat? Nu, încă nu, dar ăla știu bine. Gustă și articiocul ăla. Foarte bun. Da? Da. Îmi place ce am ales. Și mie îmi plac foarte mult patatas. Patatas foarte bun. Și sosul ăsta e super bun. Vita... Hai că dacă bagi așa cu patatas, cu sos și cu vin și cu astea, mergi. Foarte bun totul. Bobiță a reușit să termine băcuța. Almost, asta este prea carne crudă. Și ciupercuțele nu. Trebuie să mai încerce și chestii mai fancy. Dar am mâncat destul de mult cartofii. Da. Îmi pare că să luăm o singură porție. Puneți-ne dacă aveți sugestii ce să mai încercăm. Dar mâncare nu așa fancy ca aici. Mâncare mai mâncare.
Mai mâncare, să mai murdărim la bodă muștar când mâncăm mici. Nu, că tot ce am mâncat a fost foarte bun, dar nu poți să zici, nu poți să faci ca la mici sau da, ca la... Da, da, da. Pâine sau brânză sau ceva. Da. Un burger de ăla peste care curge tigăița de brânză. E chiar așa, mișcă. Pentru Bobby, da, pentru tine da, așa. Da, 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 da. Burger de ăla să... Să încălzească în tigăiță brânză și să pună peste cartofi și peste burger, așa, să înoate în brânză. Lasă-mă, te rog, că sturoi, sunt plină. Și cu usturoi și cu brânză și cu ceapă și... Până acum n-am auzit română, deci asta e diferit față de restul videolor cu mâncare de la noi. Mi-a plăcut foarte tare priveliște aici. Da. Și genială. Da. Și vremea a fost numai bună până acum 5 minute. Și ne plac super mult porturile. Super mult. Dar porturile astea, nu știu cum le cheamă, nu comerciale, astea așa, de bărcuțe mici. Nu porturi cu vase mari, deși vreau să văd, vreau să văd și un port. Și da, 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 da. Dar vreau să mă duc să vizitez pe acolo. Da, da, da. Vreau să mă duc să vizitez, vreau să văd vasele alea mari, vreau să văd container, vreau să văd cum le dă jos de pe vas, cum le pune pe vas, macaralele alea mari, da. Unde pot să fac un astfel de tur? Asta am... Dacă lucrează cineva într-un port în Europa, ți le-ai și pe Bobiță la Bring Your Child to Work. Ajută la descărcat, ajută, Bobiță e da, mai da, 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 sigur. Omul ăsta nu e sănătos. Nu e sănătos. Ce-i m-a întrebat dacă vreau un ciupito de la casă și am zis, cum să nu, sigur. Nu e din partea casei, să ne înțelegem. Da, ciupitoul casei, nu știu, ceva genul ăsta, nu e din partea casei. Am înțeles, da. Altfel îți aducea singură. Sunt full și m-a luat prin surprindere, nu puteam păi să refuz. Păi da, merge un ciupito să-ți... Nu puteam să refuz cu fata asta de față. Să-ți regleze digestia, nu? Merge un ciupito mic. Să știi, dă să te ciupiți, dă să te ciupești chiar. Livet. Ce bărcile? Nota 111,5. Ham 1,21. Pulpă 23. Steak 24. 3 oystras 15. Nu fi supărat. Der. E, nu m-a supărat că am mâncat cu priveliște asta mișto. Un limoncello drăguț așa de ciupito. Hai, bagă ciupito să vedem dacă e bun. E și el yellow. Și are și el înăuntru. Mamă, e mișto rău aici și noaptea, acum ne-am dat seama. Da, e drăguț rău. Și aici cu căldură și tot ce trebuie, adică... Și vântul s-a mai potolit un pic. Hai, mergem? Hai. Haide. Thank you, bye. Să băgăm un ciupito ăsta la treabă, să muncească și el. Ah, ce-mi plac bărcuțele. Uite, asta se vende. Cât o costă asta? Ia să vedem ce este. Prestige 420. Am găsit una ca asta, 2022. Ghici cât e? 500.000? Nu, 300.000. Nu e decât 875. Ah, fac. Am zis asta că... Asta nu știu ce an este, dar... Uite, stă cineva în ea, vezi? Da, că lumină jos. 875. Da, mai avem un pic de mâncat. Până la bărcuța asta. Ce, a fi că mă duc în apă, nu? Da. Am găsit-o greu, pentru că pe majoritatea site-ului scrie request price. Și când zice request price, înseamnă că e scump. Ceva care e scump nu o să zică niciodată. Nu da, te interesează tu. Nu e tu treabă. Dacă întrebi cât costă, înseamnă că nu ți-o permiți și las-o așa. Uite, au prins de aici, aveți toate. Păi, da. Uite, sunt trotinetele la încărcat, vezi? Da. Ia uite și aici, ce drăguț e. Aud foarte multă engleză, ceea ce mă bucură oarecum. Zahara. Ce aici de drăguț, e funky așa. E mișto limba asta pe care ne aflăm noi pe fâșia asta de limba pământ. Asta care? Engleza sau care? Nu, spaniola e mișto. Ce drăguț e sensul sagelatoriu. Da. Foarte tare. Și ne-am urcat pe dig unde bate vântul mult mai tare. Nu știu ce idee a fost asta, dar n-a fost foarte bună. Foarte frumos aici seara. Denia, țineți minte locația. E superb. Ce ai zis că mâine dimineață veniți să bem cafeluță aici? Așa am zis? La măsuțele astea? La Mala Mala? Bine. Nu știu dacă îți deschiși, la ora asta, ia, sigur. Ia, hai să-i întrebăm. Ia uite, DJ. Foarte drăguț aici.
te-a văzut tata. Da, întreabă tu, ia întreabă. Cum se zice? Aveți deschis dimineață? Ia. Nu pare genul de local care deschide dimineața. Și aici e drăguț, dar au plasticele astea față de partea alta. În partea alta n-aveau plasticele astea. Era mai drăguț. Da, da, ce bate vântul. Dar vezi ce diferență face faptul că sunt mai spre mal? Sunt plin. Pentru că lumea vine aici, găsește masă, s-a oprit. Da, se numește la fel. Tot alorie. Da, tot alorie, da. Dacă erau două localuri diferite, ăsta avea toți clienții, ăla avea nimic. A, uite aici. Deci, n-ai. Cam atât pentru astăzi. Dacă nu v-ați dat seama până acum, în fiecare marți avem vlog cu mâncare. Următorul restaurant va fi cu mâncare mai țărănește, așa, ca să-l reparăm pe Bobiță. Am făcut primele două ediții din noua noastră serie numai cu mâncare de asta, nemâncare, de mănânci tu. Cam atât. Ne vedem mâine. Pa! Pa!